Salutare, bă băieți, numele meu este Viper și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Unturned pe mapa Yukon. Suntem aici, bineînțeles, bă băieți, în iarna asta grea pe Unturned, pentru că dacă nu e în viața reală iarnă de asta blană cu zăpadă cu chestii extrem de mișto, măcar în Unturned să fie. Dar bine v-am regăsit, bă băieți, după cum puteți vedea, se și înserează în Unturned în momentul actual, în viața reală deja e două noaptea și iar filmez clipurile astea când apuc, pentru că astăzi, bă băieți, ce efectiv mi s-a făcut așa un somn de prânz, așa, mi s-a făcut un somn, mă rog, de prânz, la 5 seara și am zis, hai să dorm și eu un pic și am dormit până la 12. Așa m-am trezit acum la 12 și nici nu mai vreau să aud de niciun somn, tot ce vreau să aud acum este Unturned. Dar oricum, bă băieți, ne-am întors în oraș și de ce m-am întors în oraș? În primul rând ca să mai iau niște mâncare și acum dacă mai găsim niște wheat putem să facem mai multe sandvișuri. Și să iau gloanțe, bă băieți, pentru că vreau să facem un pic de... vreau să dăm, așa să zic, un takedown la un mega zombie în acest episod, dacă găsim, bineînțeles, și să căutăm un biohazard hood, a.k.a. un gas mask. Bun, înainte să înceapă totul, avem în sfârșit XP-ul necesar să facem crafting 3, ceea ce înseamnă putem să facem metal sheet. What the fuck is this? Nu mai știu câte trebuia să faci. Oh, what the fuck? De ce tot dispare meniu? Ok. Poate pot și eu să craftez, bă băieți. În sfârșit putem să ne craftăm locker-ul. What? Ah, bă, unei mi-au căzut toate pe jos. Dar nu mai știu exact cât îmi trebuie. Ok, ne trebuie 3 din astea. Și trebuie și niște metal bar. Pe care știu că îl facem așa cu blowtorch. Și în sfârșit, bă băieți, avem spațiu la blană. O să punem locker-ul pe mașinuță, ceva de genul ăsta. Perfect. Și, mamă, locuri peste locuri. Și putem să punem aici diverse lucruri. Mai punem și din metal scrap-ul ăsta, de ce nu? Și acum avem și storage-ul mașinii, care este Viper-ul acesta. Și avem și acest locker. Deci avem spațiu cât să punem orice chestie vrem noi. Ceea ce e perfect. Și după cum puteți vedea, am făcut foarte, 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 foarte multe gloanțe. Am zis să rămânem pe Viper pentru că pe Cobra pentru că am găsit și foarte multe gloanțe la Police Station și am zis că este cel mai ok așa. Dar uite ceva de genul să facem, mai punem și din Purification tablets-urile astea. Organizăm totul frumos. Și ceva de genul ăsta o să fie. Deci după cum am zis, o să mergem la un overturned ship și avem și asta de cap în caz că nu vedem nimica și cam nu vedem nimica și e cazul să o punem. Mamă, frate, când apune soarele e așa de epic tot. Și aparent am lăsat aici, ok. Dar da, uiți, aici se poate spawna un mega zombie și, pe bune, de ce mergem așa de ciudat? Aici se poate spawna un mega zombie dacă avem noroc și cred că putem să-l luăm. Gen, avem foarte, foarte, foarte multe glanțe de cobra. Cred că avem 2 de 40 și încă vreo 2 de 20. Și aici mi se pare că este și un submarin un pic ridicat și înghețat. Acum o să vedem un pic mai complicat în seama care e mega zombie, bineînțeles. Mamă, și o să patine în canaiba. El teoretic ar trebui să se spawneze undeva în față. Ok. Și de la tipii ăștia, după cum am zis, avem nevoie și de un biohazard hood. Și mamă, cât loc avem. Și m-am și lăsat din a folosi chainsaw pentru că nu mai avea durabilitate și chiar n-aveam chef să-l repar. Gicul ăsta e... ăsta e mega zombie, băieți. Cred că e un pic mai contorsionat, aș putea spune. Dar nu aud gen... Exact, asta vreau să fac. Bă, băieți, oare ăsta mega zombie gen... Uitați-vă și voi cât de... e foarte musculos. Cred că ăsta este mega zombie. Ok, în cazul ăsta... o să mă duc la mașinuța mea frumușică și o să-mi iau blunt force-ul cu cele 3 gloanțe și o să avem blunt force-ul în mâna principală și după aia cobra-o așa ca sidearm. Vă dați seama că nu se ne ajungă gloanțele astea 8 să-l batem. Hai să băgăm ăsta, de ce nu știu că dă un pic mai mult decât 50, dar nu-i bai. Așa de început avem ceva de mâncare ușor? Nu avem, ok. O să așteptăm până ni se face mai foame. Și o să vreau să dau și take-out la zombie-ul ăsta mai întâi. Și ăsta este cam ultima problemă. Și după aia, bă, băieți, o să facem noi o luptă nocturnă cu mega zombie-ul. Așa că, gicule, eu o să-ți... What the fuck, cum patinez? Nu i-am dat headshot, pe bune?
Bolovanul, oh my fucking god, băieți, aparent o să ne fie foarte greu să ne ferim de bolovani. Uite, dacă sărim e un pic mai ok. De ce nu-i dau headshot? Ne-am dus prea departe, ok. Trebuie să nu ne ducem departe pentru că după aia se dezactivează. Cred că și așa dacă tragem, băieți. Da, e foarte handicapat să te luți cu mega zombie pe gheață. Uite și tu cât de ciudat fug. Nu, stai un pic mai de... Ești foarte, foarte aproape de mine. Și asta nu-mi place. Și dacă tu mi-ai dropat gloanțe și un biohazard hood, ai fi efectiv cel mai drăguț om ever. Mă rog, zombie. Era să-mi dai o bucată foarte mare, care probabil mi-ar fi dat elu. Și să mai băgăm și un bandaj, că vreau să fiu gen full, ca să n-avem nicio problemă. Bă, vezi, mi-am dat seama că mi-am uitat pisica afară și nu e pe balcon. Cred că îngheață. Nu știu exact dacă pot să înghețe pisicile. Well, i-a drupat un coi militar. Ce naiba facem noi cu ăsta? Ok, mega zombiule. Se pare că nu te-ai decis să fii cel mai generos om. Și mi-am consumat pe el. Nu mi-am consumat chiar. Asta e primul box. Oh, mi-am consumat vreo 22 de gloanțe plus 11 de-astea, God Shells. Și pe pistolul ăsta, da, nu pot spune nimica, pe el avem un bipod, ăsta este pentru snipere. Avem un hollow sight pe care putem să punem pe ăsta și un horizontal grip. Ce cred eu că o să facem acum, cred că o să upgradăm Viper-ul, pentru că chestiile astea ar da bine pe Viper, pentru că pe Blunt Force nu mai avem gen gloanțe pentru el. Și o să fie foarte pointless. Ok, băieți, să mă duc să bag pisica în casă pentru că o să îngheți afară și am și eu isia o vietate, așa că vom reveni. Așa, bă, băieți, ne-am întors și ce o să mai vreau să verific înainte să plecăm de la locația asta. O să vreau să verific dacă nu a apărut vreun hood, vreun... Mamă, nu știu de ce am crezut că ești un Alispec, nu știu cum am putut să cred acest lucru. Dar aparent aici se pot spune și ghiozdane și noi avem un tot un yellow duffel bag, deci destul de ciudat. Dar aici o să vreau să mă urc și o să fie cea mai enervantă chestie ever. Eu să nu uităm așa dacă e ceva, dar nici nu cred că vedem. Trebuie să pun lumina aici. Două ghiozdane. Ce să fac eu cu două ghiozdane? Ok. Și putem apare să... Mama, aici e loc de bază. Pui o scară și faci aici sus chestii. În fine. Cam asta a fost la Overturned Ship. De ce vreau eu să fac rost de un gas mask? Inițial am și lootat de câteva ori Fire Station-ul din White Horse, dar nu am găsit. Pentru că vreau să fac rost de un gas mask ca să mergem la... Elicopterul acesta prăbușit, pentru că și aici se poate spana un mega zombie și să fie ceva foarte interesant. Dar, bă, băieți, se pare că n-a fost să fie. Așa că ce o să fac eu? O să abandonăm un pic misiunea asta. Momentan... Ok, momentan o să mergem la aeroport pentru acest episod. Și pe viitor vom merge la Off-Limits. Și acolo o să aflăm secretul de la Scorpion 7. O să mergem în primul rând să omorâm... Ok, o să pornim astea, dar să nu uităm bateriile de la... Gen, să nu uităm luminile pornite de la mașină când o oprim că se consumă bateriile și s-a dus pe pălă. Dar trebuie să găsim la Off-Limits. Am impresia că e o șansă destul de mare să găsim un Biohazard Hood, a.k.a. un Gas Mask. Gen, ambele fac același lucru și cred că nu ne trebuie mai mult de un filtru. Mă rog, teoretic, dacă mai avea un filtru de rezervă ar fi perfect, dar o să ne ajungă pentru că nu e foarte mult de consumat. Și unde m-am dus prea în stânga. Ok, trebuie să mergem și noi pe drumul principal dacă ești să spunem că nu ne întâlnim cu vreun lupișor surpriză. Pentru că asta ar fi foarte unfortunate. Și în curând o să trebuiască să facem și plinul la... Să facem așa o masă nocturnă. Da, băieți, nu știu dacă se pot spawna avioane la aeroport. Din câte știu eu nu mi s-a spawnat niciodată, dar din nou, nu m-am prea jucat mapa asta așa extensiv să pot să știu toate secretele. Dar mă gândesc că poate este o șansă să... Mă, ce naiba face pisica mea? Se aud sunete ciudate. Dar mă gândesc că este o șansă să se spawneze un sandpiper sau ceva avion din acesta pe care îl găsești de obicei la aeroport. Dar asta de fapt este airstrip, gen nici măcar aeroport, cred că e numai banda, gen. Dar chiar nu e aeroport, că n-are... Nu cred că are turn din ala de aeroport și n-are nici căsuță, e așa, gen airstrip. Numai pista, gen, am mai văzut, cred că și în viața reală chestii de genul, nu fizic ar fi mișto, dar pe maps, I guess. Și
ar trebui să fim oricând la Airstrip. Ok, și aparent este și o mini parcare aici. O să călcăm cam cât zombie putem, stingem asta și... Yep, mamă cât de bine te vezi, nu știu de ce se vedea de bine zombie ăsta invizibil. Dar da, practic cam atât aici, e numai un airstrip. Și dacă tot am venit aici, am putea să facem gen, să punem benzină în tine și să giurdim benzină din mașinile astea, oricum n-avem ce face cu ele. Ok, teoretic am putea să le distrugem și cred că chiar asta o să fac, pentru că dacă tot nici n-au benzină, nici n-are o roată, frate, mașina asta, adică nu ne ajută cu absolut nimica. Oricum avem deja off-roader-ul, asta e... Ok, off-roader-ul are chestii, gen are 4 locuri și noi avem, cred că, truck, mi se pare. Da, chiar putem să spargem roțile la mașini, gen, putem să-i dăm efectiv un L, L kiddo, you're bad. Deci da, o să distrugem asta și probabil o să facem metalul necesar să reparăm Viper-ul. Da, chiar, bă, băieți, putem să și reparăm Viper-ul. Numai că o să fac asta în momentul în care avem mai multe încărcătoare, pentru că... Și cum mai e unul, da, nu-mi trebuie. O să fac asta în momentul în care avem mai multe încărcătoare de Viper, pentru că... Teoretic, Viper-ul o să fie cea mai mișto armă, dar... Totodată avem un singur încărcător și e cam pointless la momentul actual. Dar o să mai facem rost. La Police Station nu cred că poți face rost de Viper. Cred că trebuie neapărat să fii la locații din astea mai interesante. Mamă, și numai niște zombie de construction. Se pare că atât aici. Aici e un hangar și un hangar mai mare. E foarte bine că aici ai benzină. Deci sunt multe, destul de multe locuri acum când mă gândesc cu benzină pe mapa asta. Ceea ce e chiar bine. Și odată ce îți faci un gas can ești cam... rezolvat, dar da, eu nu știu dacă se pot spawna aici, de exemplu un sandpiper aici sau în astea, n-am văzut și chiar nu știu dacă se poate spawna. What the fuck is this? E mașina pe care am ars-o, mamă, deci am văzut niște foc acolo, era ceva gen, what, boss, zombie înflăcăra mai mare, gen, ok, dar da, și cam asta a fost, m-am speriat că a dispărut mașina când am făcut așa. Nu, eu chiar am nevoie de somn. Oh my god. Și că avem și 23, cred că putem să băgăm, băieți, un tuna sau ce alt sandwich mai aveam. L-am pus în asta, știu. Acest beef sandwich. Ia să vedem, băieți, cât de mult ne umple un sandwich de carne așa blană. Ma! Ok. Aparent este foarte bun. Mamă, și acum un Sprite așa după sandwich. Nu, deci eu... E lux, deci pe Antern e lux. Deci noi suntem în mijlocul iernii și facem cel mai lux maxim. Ok, să punem și ăsta aici, să-l păstrăm. Și o să vreau să văd cum putem să reparăm Viper-ul. Trebuie Engineer 2. Și eu o să-l și repar, pentru că știu că tocmai am zis că nu o să-l repar, dar nu vreau să, vreau să am inventarul mai liber. Deci vreau să scăpăm și de Metal Scrap-ul ăsta, pentru că oricum l-am fi reparat. Și avem Horizontal Grip Bipodul, spunem Horizontal Grip, pentru că Bipodul ne ajută în momentul în care stăm așa și tragem așa, cred, sper, nu știu. Oricum îi vezi că îi movi un pic mai special și avem și un Halo Sight. Cred că Halo Sight se cheamă și tragem așa un pic mai interesant decât cu astea care sunt mai meh. Deci ne-am dat Deck Out și la Viper. Și cu ăsta... Asta e cam, ne trebuie un honey badger din acela pentru a folosi drumul ăsta. Sau teoretic am putea găsi un eagle fire. Da, chiar. Oh, bună idee. Dar nu o să ne bazăm pe armele pe care le avem. Dar cam asta a fost, fraților, nu știu exact ce am mai putea face. Cred că am mai putea să ne uităm încă o dată, I guess, la fire. Pentru că se pot spawna, vă dați seama, și... gas mask-uri. Dar nu, bă, băieți, cred că nu o să vă țin. Cred că o să avem astăzi un episod un pic mai scurt și episodul următor o să fie un episod foarte, în care facem, cred că mai sunt, după cum am zis, mai sunt două chestii de făcut. Mai trebuie să mergem la Off Limits și să ne luptăm cu Mega Zombie-ul și să colectăm gloanțe de Viper și un Biohazard Hood. După aceea să mergem aici să batem Mega Zombie-ul și cam asta a fost. Dar, bă, băieți, eu cred că o să încheiem aici episodul. O să-l încheiem în mijlocul nicăierului. Poate mi-au elul de la un lup. Dar, da, lume. Am putea să prindem și astea ca să mă vedeți un pic mai bine și pe mine. Cam atât a fost și cu acest episod. Eu am fost Azlo, dacă v-a plăcut, uitați să lăsați un like. What? De ce n-am fața mea obișnuită? Tot mi se resetează fața și nu vreau să am fața asta, numai că tot mi se pune fața aia cu smiley face-ul ăla. În fine, lume. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să lăsați un like. Eu am fost Viper și noi ne vedem data viitoare. Salut!